Salutare, dragi prieteni, deja bine am revenit la un nou video. Deja o vedeți pe Aza. Și aici mai am făcut, am zis că o să fie așa mai bine, este mai uscat. Mai am făcut unul din scânduri, un podon de ăla. Deja văd că este mai bun. La noi este soare, este o vreme foarte ok. Lua Aza i-am dat acolo de mâncare. Mai încolo o am mâncat când ne-a fi pofte. O să merim amuci la porumbei. Mâncarele le-am dat la porumbei, dar am uitat să le iau apă. După ce o să termin video o să le dau și apă. Îndată îi pun luază acolo niște apă rece să beie, că este prea cald afară și este sub 28-30 de grade. O să merim amul la porumbei. Deja suntem și la porumbii. O să intrăm, asta este femeia, dacă nu mă înșel. Ăla este măsculul. Nu știu dacă a făcut o ouă, că asta este o femeie foarte spurcă, tăcată ce a făcut aici. A scos tot, toate paiele. Deja vedeți, mâncare are. Apa aici îndată le aduc, porumbilul ăla care stă singur acolo, mâncare are, apă are, că le-am dat ieri. De aici pentru așa ceva, pentru doi porumbii, beau toată apa. Este cam călduț pe afară. Vedeți, porumbilul ăsta este o pereche, o să fie o pereche extraordinar de bună dacă o să se împerecheze. O să fiu foarte bucuros. Sunt niște porumbei destul de ok. Deja vedeți. Sunt niște porumbei extraordinar de buni. Care se pricepe în porumbei știe că sunt niște porumbei destul de buni. Nu sunt niște porumbei guțani, sunt porumbii ceva de calitate. Deja vedeți, sunt foarte, foarte bucuros că am porumbii ăștia. Cât mai în curând o să-mi iei și fratele meu mai mulți porumbii. O să dau și eu la etape, dar vreau să vă spun acolo, haideți băieți, 500 de vizualizări și 100 de like-uri și postez următorul video. Dacă mă susțineți, vreau să văd toți acolo să dea butonul de like înainte. Care nu sunteți abonați, abonați-vă. Dați un comentariu acolo. Și o să postez mai multe video dacă o să se adun 500 de vizualizări și 100 de like-uri. Cu atât mai multe vizualizări, cu atât mai multe videouri o să postez cât mai în curând. Am o să merg la porumbilul ăla să vă-l arăt un pic și mai o să vă arăt un pic pe alta și o să termin cu video-ul. Deja vedeți, am intrat aici, stă porumbilul săracu scărbit, i-am luat doi porumbei, n-are mult, trebuie să se iei singur un pic, dacă nu o să scoată ouă, o să îi mut pe ăia de acolo aici. Căcată, uitați-vă băieți ce frumos s-a pus. Frumos porumbilul este, așa este. Nu este ceva atât prost, este tot de calitate ce a dat un porumbil. Ce a fost ceva atât rău, nu mai îmi dădea fratele meu, este, se vede de pe el că este un porumbil ceva atât de calitate. Scrieți acolo în comentariu dacă este porumbilul ăsta de calitate și dați pentru porumbilul ăsta un like mare acolo, un like. Haideți, vezi, deja nu vă coasă nimic, dar arătați că mă susțineți. Am o să merg și mai o să vă arăt un pic și pe Aza. Și cred că o să termină, nu o să fac lungi videourile, cât mai mici poate să o uita mai multe persoane.
Haideți, smerim laza. Deja aici laza este soare. Îi trebuie și la câine soare. S-a pus să mănânce, ea are pui, trebuie peste două luni să scoată pui, să fete. Este soare și nu se vede cam prea bine. Nu știu ce să fac, mă stărui. Se vede foarte, foarte rău, dar n-am ce face. S-a pus să mănânce. Deja vedeți. Este de calitate și azi acolo, pentru azi acolo un like vreau să văd. Cam atât a fost, dragi prieteni, cu video de astăzi. Pa, pa, ne revedem cât mai în curând. Vreau să văd acolo cât mai multe vizualizări și cât mai multe like-uri. Pa, pa.